Uite cum pașii ne-au adus către gara de est sau gara Obor, cum e ea cunoscută. Paradoxal, este una dintre, să zicem așa, cele mai noi clădiri feroviare din București, ea fiind inaugurată la 1 februarie 1903. Practic a fost capătul acelei linii de la gara Băneasa, cea pe care v-am povestit și despre gara Herăstrău și despre micile cantoane care existau pe locul ei. Linie care a dispărut în 1959. Clădirea în sine, deși este celebră și a reprezentat platoul de filmare pentru numeroase pelicule făcute, mare parte dintre filmele artistice care au avut scene feroviare s-au filmat și încă se filmează în această stație de cale ferată, paradoxal este și subiectul unei vii controverse, deoarece arhitectul său nu este cunoscut cu certitudine. Unele documente de arhivă și unii istorici ai arhitecturii sugerează că, fiind realizată în stilul neoromânesc, este posibil să fi fost proiectată de marele arhitect Petre Antonescu. Alte surse spun că, fiind o clădire feroviară și realizată de Serviciul de Arhitectură al Căilor Ferate Române, de Biroul de Arhitectură din cadrul acestui serviciu al lucrărilor noi, e posibil să fie realizată de șeful acestui birou, de arhitectul Constantin Giogolea. Iar de 20 de ani, făcând istoria Căilor Ferate, n-am reușit să găsesc un document care să certifice această poveste și, practic, care să încline către una dintre cele două variante. Ce ar mai fi de menționat despre ea ca moment istoric din activitatea stației de cale ferată București-Obor este ziua de 16 iunie 1935, când pe una dintre liniile stației de cale ferată s-a garat trenul special care a adus din URSS 17 vagoane conținând 1443 de lăzi, în care se afla partea de tezaur care a fost restituită României. Erau mai mult documente scrise, câteva titluri de proprietate, diverse acțiuni, dosare de arhivă, planuri și hărți, câteva obiecte de cult, covoare, picturi, alte bunuri aparținând unor persoane private. În mod paradoxal, stația de cale ferată astăzi este foarte puțin folosită, mai sunt doar câteva trenuri care pleacă de aici, câteva trenuri personale care pleacă în fiecare zi către Constanța. De-aia vă și spuneam că și-a găsit o nouă utilizare ca platou de filmare, foarte multe pelicule sau scene feroviare se filmează astăzi aici. Ce-ar mai fi o ultimă idee care a apărut în ultimii ani ai secolului 20 și chiar este oarecum vehiculată la momentul actual, ar fi transformarea sa într-un muzeu feroviar, practic aduse locomotive și vagoane vechi, spațiu, vedeți că permite teren există destul în jurul ei. Clădirea în sine s-a păstrat oarecum original, așa cum arăta ea la 1902, fiind foarte puțin afectată de trecerea timpului, iar aproape neafectată de bombardamentele americane care au lovit și această zonă a Bucureștiului. În sine ar reprezenta punctul perfect pentru un muzeu feroviar în aer liber.